V-aș întreba, care credeți că e viitorul fermilor de familie? Acum depinde. La noi în județ, poate în România, cum vedeți viitorul în confruntarea cu fermele de tip mare? Eu dacă îmi doream să am o fermă mare, o aveam. Pentru că pe raza localității noastre avem peste 6.000 de hectare de teren arabil. În urmă cu 3 ani a intrat în faliment o firmă cu capital german, care lucra peste 2.000 de hectare. Deci eu atunci puteam să mă extind, să am la 2.000 de hectare. Nu mi-am dorit lucrul ăsta. Pentru că cu cât te întinzi mai mult ca și suprafață, cu atât responsabilitatea este mai mare, investiția este mai mare, riscul. Nu poți să controlezi, să supraveghezi totul, pentru că asta și câștigul e mai mare. Și câștigul e clar mai mare. Scarificator aveți? Poate fi și pierderea mai mare. Am și scarificator, am și depinde. Tot ce trebuie. La 90? La 90 centimetri? Nu, la 60. La 60. La 60, da. Deci viitorul fermilor de familie, cum îl vedeți în județ, în România? Acum sunt două situații. O situație ar fi cu teren proprietate și alta e cu teren în arendă. Face investiția în utilaje. Terenul este în arendă. Vine cineva și îți cumpără terenul și rămâi fără obiectul muci. Deci trebuie să cumperi. În ultima instanță trebuie să cumperi. Să cumpere, dar să ai de la cine să cumperi. Să ai cu ce să cumperi. Eu sunt un caz fericit. Mai sunt? În zona, domnule, mai cunoașteți cazuri fericite? Mai sunt. Mai sunt? Terenurile pe care le-am luat eu în arendă s-au vândut. Și altora? Nu. A, dumneavoastră. Și l-am cumpărat. Terenul a fost comasat. Dumneavoastră e cazul tipic de beneficiar singur, care este de succes prin faptul că are cu ce le susține. Că fondurile astea sunt bani pentru oameni cu bani. Și îi ajută. N-am vrut să o spun eu. N-am vrut să o spun eu. În legătură cu factorul ăsta, așa, pentru cultura mea.